Ieri, polițiștii din Balș împreună cu cei de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Biroul de Siguranță Școlară au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea infracțiunilor. Aceștia le-au oferit oamenilor un ceai cald și le-au vorbit despre prevenirea infracțiunilor de furt, a violenței domestice și despre consumul de droguri. Activitatea a fost desfășurată în orașul Balș și a avut drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile asociate traficului și consumului de substanțe interzise și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în vederea prevenirii victimizării și comiterii de fapte penale de violență domestică. În cadrul acțiunii, polițiștii le-au oferit oamenilor pliante cu sfaturi informative despre cum pot preveni acest gen de fapte, iar protejarea locuinței este un lucru foarte important, atrag atenția polițiștii. La plecarea din locuință, aveți grijă să asigurați ușa de acces în imobil, nu lăsați mesaje pe rețelele de socializare prin a căror conținut să confirmați lipsa dumneavoastră de la domiciliu, evitați să purtați la vedere în mod ostentativ bijuterii, bani sau telefoane mobile, țineți pe cât posibil geanta sau bagajul așezat în fața dumneavoastră, nu așezați niciodată portmoneul la vedere și nu lăsați în interiorul autoturismului obiecte care atrag atenția hoților. De asemenea, oamenii legii mai spun că trebuie evitate certurile în familie, mai ales cele generate de consumul de alcool, relații extraconjugale sau neonorarea obligației de întreținere. Iar dacă soțul sau alt membru al familiei este iritat, aflat sub influența băuturilor alcoolice sau are tendințe de agresivitate, feriți din calea acestuia orice obiecte tăioase, înțepătoare sau contondente, până aplanați conflictul.